Ileana Ciuculete cântă de o viață și tot de o viață are aceiași fani. Solista i-a făcut o surpriză de proporții unui mare fan din Vâlcea. A venit să-i cânte la petrecerea aniversară. Ce simți când îți întâlnești artistul preferat după ce l-asculți timp de 30 de ani doar pe el? Să-l întrebăm pe domnul Gică din Râmnicu Vâlcea, fan convins al Ilenei Ciuculete de peste 3 decenii. La aniversarea celor 50 de ani, fiica sa i-a făcut o surpriză greu de imaginat. I-a adus-o la petrecere chiar pe doamna Ileana Ciuculete. Pentru dumneavoastră, domnul Gheorghe, copiii dumneavoastră în această seară a invitat cântăreața solista de muzică populară. Ileana Ciuculete, sigur că da. Doamna Ileana Ciuculete, vă rog frumos aplauze. De 30 de ani așteaptă un astfel de moment și iată că visul i s-a îndeplinit. M-am adus pe mine și mi-a surprins. Lasă-mă bine să nu fac. Uite-te eu în brațul. Nici nu se aștepta să aibă asemenea cântece interpretate chiar de artistă live, special pentru ziua lui. Nu m-am așteptat, n-am știut absolut nimic. Nu știu, încep să plâng, să râd. Dar când văd pe doamna Ileana, uite, sunteți bine, da? Sunteți... Sunt bine. Fica lui, care trăiește de mulți ani în Spania, a venit special în țară ca să-i facă această surpriză tatălui de ziua lui de naștere. Tata este fan Ileana Ciuculete de 30 și ceva de ani și automat era prima, singura surpriză pe care puteam să o fac. Și care chiar să fie cu adevărat surpriză, de da, să rămână cu adevărat. Soțul tău te-a ajutat în organizarea surprizei? Amândoi. A fost greu să dai de doamna Ileana Ciuculete? A fost un picuț greu, am încercat 3 luni de zile. Casete, pot să spun că nu mi-a lipsit nicio casetă din casă cu Ileana Ciuculete. Dar ce vă place atât de mult? Ce vă place la ea? Și timbru vocal. Ileana Ciuculete a făcut însă mare show, că doar toți prietenii familiei au așteptat-o. I-a învârtit și a jucat ca la toate petrecerile sale. Ileana Ciuculete a cântat în același restaurant în care a poposit și acum 19 ani, la botezul fiului patroanei. Deci unde mă duc odată, este imposibil să nu mă duc poate și de 10 ori. De când m-am lansat eu din 80 și așa de... Iar cel mai... momentul, de fapt, cel mai prielnic pentru mine a fost din anii 84 și 5 și 6, așa. I-ați făcut o surpriză enormă. De fapt, fata dânsului a făcut o surpriză aceasta. Este greu să găsești asemenea copii, să găsești o asemenea fată, un asemenea ginere, e vorba de Georgiana și Iulian, care lucrează în Spania, să-i facă tatălui o asemenea surpriză. De aia și aici nu s-a știut nimic, ei și-au luat și o asistentă, am înțeles.